Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare destul de scurtă pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. Etalare pentru această perioadă, în mod special despre persoana cu care aveți de-a face sau o persoană din viața voastră, dar mai vedem cumva așezați mesajele și în alte departamente ale vieții voastre. În timp ce am amestecat, a apărut 8 de cupe și roata norocului. Că cineva vă părăsește ca să-și schimbe viața, poate, dar poate frumos ar fi să lăsați voi în urmă cupele goale, oamenii care nu v-au împlinit sufletește, oamenii care v-au amărât, care v-au dezamăgit, ci să mergeți înspre 9 de cupe și să vă schimbați viața. 8, lipsește 9, trebuie să descoperiți, și 10, ca să ajungeți la fericire, la schimbarea direcției, schimbarea norocului. Unii dintre voi stați prea mult în preajma unei situații care nu vă satisface. Lucrați un pic cu ciclurile lunare, unii dintre voi, lună nouă, lună plină. Dacă sunteți manifestori mai înceți, dacă simțiți că nu aveți această putere, dar trebuie să faceți efortul. Trecând peste ce ar face alții, e vorba și de voi până la urmă. Transformați-vă emoțional ca să schimbați energia, că unii, 8 de cupe e destul de pesimist. Și trebuie să-și descopere optimismul, aș spune. E pesimist, pentru că toate, iau, astfel de monede, se poate manifesta după stagnare. Se poate manifesta o nouă etapă. Dacă vedeți lucrurile altfel, puteți manifesta victorie, dar, repet, pentru asta trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și să schimbați, cum, ce înseamnă asta? Vedeți că e același semn, să schimbați energia. Eu știu, poate ar fi cazul să faceți yoga, să schimbați direcția sau, eu știu, vă duceți înspre job pe o anumită, un anumit traseu. Schimbați traseu. Schimbați felul în care vă îmbrăcați. Ia uite, un blocaj aici, o tăcere, un blocaj mental. Vă mințiți așteptând pe cineva care, nu știu cât poate, să vină acum, unii dintre voi. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. În această perioadă, Soare, Lună, Venus, Ascendent, ce apare? Ia uite, 2 de monede. Sunteți într-o cel puțin două situații. Unii dintre voi chiar nu știți ce să alegeți. Temperatură. Trebuie să mergeți, nu doar înspre 9 de cupe, înspre autoritatea voastră, să fiți în controlul vieții voastre. Și știu câțiva care nu sunteți deloc în controlul vieții voastre. Și vă plângeți că nu aveți noroc în viață, dar nici nu sunteți în control, nu sunteți în echilibru, pardon. Și sper să înțeleagă persoana despre care vorbesc. Ia, odată. De 2 ori. De 3 ori. Învățați să sperați cu 3 debute. Și să vă mișcați. Unii poate, dar vorbesc despre cineva care iau. E un nou capitol care se deschide. Lumea. Ia uite. Schimbare de energie. Lumea. Asul de bâte. Mai, îndrăzniți, încheiați acel capitol. Terminați cu acel personaj sau persoane. Sau locație sau orice. Schimbați, schimbați, schimbați și vine pasiunea, vine potențialul, vine oportunitatea. Poate să vină și un nou personaj. Ia uite, într-un mod neașteptat, turnul. Dar pe de altă parte, turnul, puteți să-l puneți și aici. Renunțați, iar dărâmați acea construcție în care unii stați. Știți ca în poveștile alea pentru copii, fecioarele alea care stau închise în turn și așteaptă să fie salvate, să vine. Băi, nu mă aștepta, mă, să te salveze, că nu te salvează nimeni, tu te salvezi, omule. Bine, prin credință, prin discernământ, prin creativitate, astfel de putere înseamnă creativitate. Dar așa ați văzut că sunt în anumite povești fecioarea care își lasă firul de, își lasă părul să crească, să crească și pe urmă coboară din turn, da? Transformă așteptarea, apropo de spânzura, transformă așteptarea într-o schimbare de perspectivă. Mai stau un pic, mai stau un pic până ajunge funia respectivă, părul la pământ, ca să pot să ies de aici, să mă eliberez. Regina de bâte. Deci, asta e. Aveți opțiuni. Aveți opțiuni.
Ideea este că trebuie să le vedeți, nu să stați să plângeți după cineva. Trei de spade. Regele și regina de bâte, puteți să fiți într-un cuplu puternic. Nu să stați să plângeți după dezamăgiri. Vindecați-vă de acele dezamăgiri. Cinci de cupe, cinci de bâte. Interesant, aceleași cinci de bâte, cinci de cupe. Parcă a venit la Taur sau la Berbec. Da. Sunt oameni în jurul vostru cu care puteți să creați, aș spune. Un nou capitol. E sfârșit de an, început de an. De fapt, e început de an, sfârșitul a fost. Da? S-a încheiat acel capitol, acum este un nou capitol în care puteți, repet, să schimbați totul de la 180 de grade, radical. Eventual, în această perioadă, vă întâlniți cu un nou personaj și vorbesc acum așa pe scurt despre acest personaj plin de pasiune. Creativ, creativă, non-conformistă, în mișcare, poate și la distanță. Acum, că e un nou personaj, că e o nouă etapă în relația voastră, dar, repet, dacă știți că a stat ani de zile, sau chiar luni, nu trebuie, dar unii chiar stați ani de zile, în niște situații care v-au amărât, mai plecați de acolo, că nimic nu se schimbă stând în această atmosferă. Încheiați capitolul. Hai să și clarificăm. E important să și clarificăm. Curățăm cărțile. Uite, judecați. Judecați bine. Gândiți-vă cum să renașteți. Cum să inițiați reconstrucția vieții voastre. Poate că cineva vrea să se împace cu voi, pământ, foc, variază de la om la om, dar în primul rând vorbim de voi, judecați, gândiți cum să renașteți. Clarificăm lumea pentru gemeni. Turnul înseamnă și evenimente neașteptate și separare, dar hai să vedem și iluminare și trezire. Hai să iau de asul de spate. Posibil că cineva de la distanță, de peste, poate comunicare online, profesională sau amoroasă, voi știți, e o comunicare. Cineva vrea să renască ceva, judecata. Dar și voi judecați. Cum să manifestați, să gândiți și să puneți în acțiune acest nou capitol în viața voastră, acest nou an. Roata norocului, șapte de cupe. Aici, nu mai stați în visare. Ceva asemănător, te ridic și vocea un pic. Am fost la Taur, poate aveți acolo ceva planete și vă țin prea mult în zona asta. Asta este niște jocuri mentale, o energie toxică, un suflet pereche cu care sunteți sau într-o situație toxică. Poate că se mai bagă alții între voi, dar dacă se bagă alții între voi, mai, nu vă mai iluzionați! Vedeți-vă de drumul vostru, vedeți-vă de drumul vostru, dar, dragii mei, nu uitându-vă tot timpul în urmă, uitându-vă înainte și creând, astfel de bâte creează. Eu acum văd două mâini care, da, bine, e simbol falic, dar nu mă duc până acolo totuși cu gândul. Nu, iar, nu mă gândesc muze la sex. Două mâini care modelează lutul, care creează. Au în mână focul, focul creator. Asul de bâte. Dacă comunicați la distanță cu cineva sau dacă știți că între voi și cineva sunt doar opțiuni, vise, visuri și fantezii, vă rog, schimbați direcția aia. Asul de bâte. Nouă de cupe. Puteți întâlni pe cineva nou, o nouă persoană care vă umple sufletul, care vă atrage atenția, care vă încălzește. Poate că și voi veți fi pentru altă persoană tot ce și-au dorit. Nouă de cupe.
Dar pentru asta, iar trebuie să renunțați la doli, la regrete și să faceți primul pas, valetul de monede. Uneori noi trebuie să facem primul pas. Ia uite, înțelege soarele, trezire, că acea situație v-a dezamăgit. Că prietenii, că personajul respectiv a stat prea mult cu prietenii sau cu X sau cu Y, v-a dezamăgit. Ok, treziți-vă, wake up, faceți lumină, nu mai plângeți. Și creați ceva nou, prin comunicare și prin gesturi, prin acțiuni. Turnul. Oh, sunt multe cărți. Nu, nu sunt prea multe. Dar am văzut nebună, am văzut diavolul, o situație toxică de care trebuie să vă eliberați. Asta, da. Ia uite, 10 de monede. Mai, pentru unii, posibil că trebuie să vă eliberați de familia voastră. 10 de monede e familia pentru mine, neamul în care ați crescut. De familie sau un job sau o relație prea tradițională. Poate e căsătorie dacă nu e familia în care v-ați născut. Poate un job foarte bun, care totuși nu vă dă oportunitatea să creșteți, să evoluați, să vă schimbați, să vă renoiți. Ia uite, acolo sunt niște lupte pentru putere. Dar, mai dăm o carte. Pe 10. Ia. Hă? Nu. Era cât pe ce? Clarificăm 10 de monede și turn. Ce-ar veni eventual? După... Nu. Ce-ar veni după turn? Asul de spade vine a doua oară. Trebuie să învățați să gândiți, să alegeți și să comunicați. Cavalerul de cupe. Comunicare frumoasă. Ce-ar veni? Vindecare. Clarificăm cavalerul de cupe. Poate că cineva renunță la familie, ar fi frumos. Apare patru de cupe invers. Își dă seama că a pierdut o oportunitate în dragoste și își dorește să aleagă. Nu mai e între două situații. Își dorește să aleagă acest cavaler de cupe, care posibil că vine într-un mod neașteptat în viața voastră, poate lasă o familie, poate lasă, eu știu ce. Nu știu cine acest personaj, poate sunteți chiar voi. Și regele de monede invers. Iar renunțarea la unei, la o poziție tradițională, stabilă, tradițională sau un soț. Poate cineva să renunțe la un soț? Puteți să-mi confirmați dacă aveți de gând să vă separați de o familie, de un soț. Sau de figuri tradiționale, care nu vă sunt pe gust. Pe gust, nu sunt pe gustul vostru. Ia uite, regele de spade, iar turnul și marele preot. Iar figuri tradiționale, care gândesc prea ca la carte sau conform religiei în care au fost crescut, sau nu religie, sau lipse de credință, în fine. Un personaj rece. N-aveți nevoie de așa ceva, ia. Tă, ciudat, mai dăm o carte. Clarificăm valetul de cupe, ia. Valetul de cupe, clarificăm valetul de cupe. Ce-ar vrea acesta? Mai cineva vrea să o ia de la 0-0. E început de an. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. E ceva să apară. Ia uite, lumea! E un nou capitol. Un nou capitol în care renunțați la acest sentiment de trădare, măi. Într-un contract cu un împărat, cu un soț, ia uite, împărat, soț și soție, nu știu, sau situație tradițională. Copil, soție și soț sau tată sau figură autoritară, un contract. Poate să fie și la locul de muncă. O afacere, un contract care se bazează pe afaceri.
Renunțați la așa ceva, pentru că vreți dragoste. Cavalerul de cupe înseamnă dragoste, nouă de cupe înseamnă dragoste și pasiune. Hai, manifestați adevărul, să trăiți în adevăr, nu să stați de dragul banilor lângă cineva, eventual, unii dintre voi, sau poate să fie situația lor. Rămâne de văzut. Curățăm cărțile pentru gemeni, mesaje. Eu am zis că e lumea, dar vedeți, seamănă cu un pic cu lumea, dar e roata norocului. Cineva vrea să schimbe situația dintre voi. Ia mea o carte. Cum? Să aleagă să vorbească adevărul. Ia uite, soarele. Da, să, ia uite, tăcere, minciuni. Da, să facă, să facă lumină într-o tăcere, într-o dezinformare, într-o fugă de o anume realitate. Realitatea ar fi dragoste și pasiune în viață, nu banii ne fac. Măi, avem nevoie de ei, noi facem banii, noi ne fac pe noi. Wow, ce frumos! Păi, am amestecat în fața voastră. Și l-am dat, uite, și asta vreau să facă văzută. 44. Încercați să vă cunoașteți unul pe celălalt, că sunteți puternici. Și încăpățânați. 44. Dar împreună vă transformați. 3. Wow. Bă, e o dragoste care vine. Cineva vrea să rostească, să manifeste. Dar, dragii mei, și voi, dacă vreți să atrageți această dragoste în viața voastră, trebuie și voi să renunțați exact ce am zis mai devreme. Sunteți puternici, nu uitați. Interesant. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!